Noi proteste împotriva poluării și incompetenței autorităților au început duminică 14 februarie la Sebeș, județul Alba. În jur de 50 de oameni s-au întâlnit în parcul primăriei pentru a protesta și a cere demisiile tuturor celor responsabili pentru situația actuală. După ce au petrecut în jur de o oră în parcul din Sebeș, o parte din protestatari au plecat la Alba Iulia pentru a continua manifestările în fața Agenției de Protecție a Mediului. Decizia organizatorilor protestului vine în contextul celor mai recente decizii legate de monitorizarea factorilor de mediu, chestionarea publicului pe această temă și autorizările de mediu.